El era servitor la, la și stătea acolo cu Vitania cu tăl. Ei acolo au stat și Groza le-o și dea pământ. La, de la Băița e neva, Ana, nevasta lui Groza, era din Băița. Și după ce a murit Groza, ori mai venit fetele acipila lui la el. Păi și acum când vin ăștia nepoții de la Timișoara, de multe ori au venit aici la, la el. La Veronica. Povestește-le când s-a însurat Groza, cine i-a dus cu trăsura, da. Mire. Când s-a însurat, străbunicul. Ne povesteam moșul pe ăsta. Zice că i-a dat șareta lui cu cai să-i ducă la cununie. Să, nu, cum să duc acum cu mașinile atunci să duceau cu căruțele. Și eu m-am dus la cununie cu căruța lui, a lui Groza, și că a fost numai și moșul acolo a luat cu un pahar în plus, s-a amețit. Și venim pe drum, îi dădeam bice la cai să fugă și Groza zice, bă, Petre, bă! Lasă-mă, mă, ca să gust luna de miel. Apoi e domnul Groza, Doamne, iată, atâta era de comic omul ăla. Era, era prim-ministru, dar pentru noi aici a fost, parcă ar fi fost om de aici din sat. Da. Da, că el mult, el venea cum venea și doctorul Stoica. Și de, cu trei ori. Cu trei rapaci și era ceva neam cu alohorcul de la Pădurenea, auzi tu. Că zicea, doar eu am neamuri aici, dar eu mă mândresc cu ele, deși că, a, eu am ajuns și ne-am ajuns. E ideea mai sărace, da? Lasă să cresc ei. Și apoi venea la biserică, de multe ori venea, adică, afară acolo începea să vorbească și să spună, mai ales când a început să facă colectivul, când s-auză la noi, nu era făcut. Și zice, măi, oameni buni, mă gândiți-vă, mă, că doar noi nu vă vrem rău, era deja prim-ministru, nu vă vrem rău, mă, noi vrem să vă scoatem din opincă, să vă băgăm în cizmă. Ei, firara naibii, că da, cizma strânge un pic, da? Trebuie să te obișnuiești. Bă, voi tăți la un loc ăștia care făcea așa, pune deștul pe ei, da? Bă, voi tăți la un loc, n-aveți cât mare ajutor trimis de Dumnezeu, că noi ajungem ca tochienii fără pod. Ne-au făcut podul, ne-au făcut școala, ne-au făcut și muri eu, poate face altcineva, ia ca așa și așa și da? A fost, pentru noi a fost nemaipomenit, era comic, venea cu Grozuță. Alexandru Grozuță, cântăreț de muzică populară. Și ăsta, bine, și numele, că nu-l chema Grozuță, altfel l-a chemat, dar și-a luat numele de la Groză, Grozuță. Și a fost și la biserică aici. Și eu am stat cu el în strană, cu Grozuță. Când s-a inaugurat căminul, da, a fost. Da, 55. Și familia tată și Groza cu toată familia au fost la inaugurarea căminului. E o poză cu moșul tău. Aveam mustață. Nu cu moșul ei, dragă. Da, ce, cu Gheorghe. Cu Gheorghe Chinciu. Da, îi semănau. E așa. Poze până acum, poate am ținut poza aia cu Groza. Să fotografia cu oamenii, cu oamenii și cu copii și cum era scăldătoarea lui Groza acolo, da, sub râpă. Venea, păi am zis, uite că treci pe lângă un om care e din sat și parcă se face că nu te vede sau nu. Exact. El era la distanță mare, dacă noi eram acolo, pe la fură, nu eu că sunt copil, dar oamenii. Făcea cu mâna sau dacă era cu pălăria, făcea cu pălăria
Și dacă încărcai la fân, cum se punea pe bene și tătătul ta, bă, da greu-i, bă. Măi, mai grea decât avocatura mea care am făcut-o. Bă, munca voastră e mai grea decât am învățat eu. Da, era... O veni cu Grozuță și cânta la și zice, bă, iată că, da, era și doamna, era și Mia, Lucinopos. La cămin, atunci când ți-o inaugurat și zice către Grozuță, dar cântă, mă, Lele de la Orăștie. Și după ce cântă, ăla zice, băi, să știi că asta e cântare adevărată. Că eu am avut trei drăguțe la Orăștie, trei fete de-a lui un colonel. Ce m-am îndrăgostit de hai mai mare. Băi, de ce? Nu. Un timp. Ai văzut pe aia mijlocie, era mai afurisită, măi, o lăsai pe aia. O luai pe aia la altă. Păi apăru aia mică, bă, foc, n-o las-o. Și doamna și fetele erau acolo, chiar pe primul scaun, în fața noastră. Și eu am zis, Doamne, iată-i, Doamne, că Doamne ăștia nu se întrebi la cap între copii să vorbească ei așa. Ei, zice, asta a fost frumoasă, dar Grozuță zice, a, păi spune mai departe. Păi zice, dar așa cum am întâlnit cu ea, că-i văduvă. Râdea lumea în cămin, era comic.